Nu mai pot fi văzuți la fel de des ca înainte pe micul ecran, însă mulți dintre foștii concurenți ai emisiunii Mireasa încă țin legătura cu cei care i-au simpatizat în timpul competiției, asta prin intermediul rețelelor de socializare. Recent, Antonia de la Mireasa din sezonul 9 a dezvăluit că încă formează un cuplu cu Cristian, însă au decis să nu mai locuiască împreună. Amintim că Antonia, iubita lui Cristian, a fost eliminată chiar cu o săptămână înainte de finala Mireasa. Deși nu mai era concurentă în competiție, tânăra a fost prezentă în marea finală pentru a-i fi alături iubitului său. Au format unul dintre cele mai iubite cupluri din casa Mireasa. Antonia și Cristian sunt încă împreună, însă au decis să nu mai locuiască sub același acoperiș. Fosta concurentă a vorbit despre motivele pentru care au considerat că e mai bine ca momentan să locuiască în case diferite. După marea finală, cei doi au plecat separați. Fosta concurentă a mers în mașină cu Vlad și Iuliana, iar Cristian a mers separat. Cu toate acestea, cei doi susțin că încă formează un cuplu și au petrecut mult timp împreună, deși inițial fiecare a preferat să stea cu familia sa. Atunci când a intrat în casa Mireasa, Antonia a făcut câteva dezvăluiri despre trecutul său. Tânăra a spus cu ceva vreme în urmă că a avut două relații. Primul bărbat s-a stins din viață, iar al doilea a fost violent cu ea. A intrat în competiție cu speranța că își va găsi sufletul pereche. Despre partenerul ideal, Antonia spunea că ar trebui să fie înalt, bărbat alfa, însă importantă este energia și chimia pe care ar avea-o cu acesta. Tânăra spunea că își dorește un iubit glumeț, cu suflet bun, care să iubească animalele. În ciuda speculațiilor, cei doi spun că încă sunt împreună, chiar dacă din exterior se vede cu totul altfel.